Printr-un comunicat de presă, reprezentanții Consiliului Județean Gorj au anunțat astăzi că reziliază contractul cu actualul manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Gigel Capotă a fost demis, urmând să fie desemnată o altă persoană care să ocupe funcția până la organizarea unui nou concurs. Acordând prioritate interesului legitim public ce vizează satisfacerea nevoilor comunitare specifice, Consiliul Județean Gorj, autoritate care exercită managementul la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru a asigura un cadru adecvat necesar bunei desfășurări a procesului de conducere, organizare și funcționare a acestei unități sanitare publice, astăzi, 6 noiembrie 2019, a luat decizia de încetare înainte de termen a contractului de management al domnului Gigel Capotă, a transmis președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu. Contactat telefonic, Gigel Capotă susține că decizia îi aparține. Ce decizie personală a mea, am discutat și eu cu familia, am discutat cu colegii mei, cu prietenii și am hotărât să iau această decizie, poate în speranța că vor înceta presiunile astea care se fac. Deci în dorința ca să înțeleagă toată lumea că personalul medical trebuie lăsat să-și facă treaba pentru care vin la servici. Cât despre acuzațiile care îi se aduc, fostul manager lasă organele de anchetă să stabilească dacă se face vinovat de neregulile depistate. Instituția de abilitate poate să verifice oricine activitatea mea ca manager și vor trage concluziile. Gheorghe Gigel Capotă este urmărit penal încă de la începutul acestui an de către organele de cercetare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Același manager este acuzat că a făcut achiziții dubioase de echipamente, aparatură medicală și materiale igienico-sanitare la Spitalul Județean de Urgență, banii provenind în special de la Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Gorj.